Uhu, salutare, salutare Games, te salut Denis, salutare David. Hai să dăm o leacă de muzică, așa. Căutăm una mai ușoară, așa, mai domoală un pic. Era prea rapidă pentru mine. Încadrați-vă pe banda dreaptă. Păi m-am încadrat. Te salut, bun. Părăsiți autostradă. Părăsim totul. Părăsim. Oh, voi ce mai spuneți, ce mai faceți, domnilor? Bine, sănătoși și voioși la pungă groși. Cum a fost prima zi a voastră? Are cineva chef de vorbă? Intru pe Discord să vă ascult. Vă scot la tablă. Andrew, dacă stai, o să aflu și eu, pentru că am 6 din 7 și vreau să termin eventul. În momentul de față mă duc să cuplez ultima remorcă și s-o duc, înțelegi? Deci uite. 6 din 7. Întrebare pentru tine, Andrew. Ai făcut cursa din cum se cheamă? Că scrie aici, iată. Din Verdle, Germany. Și ai livrat-o în altă parte? Deci una din ele trebuie să o iei de la fabrica Kron din orașul Werle, Germany. Uite, dăm pe harta lumii ca să înțelegi. Pentru cei care nu știu. Uite aici, harta lumii. Werle, de Werle pe aici pe undeva, pe unde n-ai baie. Că știu că, uite-l aici. Din orașul Werle de la Kron, uite, vezi? Deci mare atenție, că acolo iarăși este o fabrică Kron. Trebuie să iei o remorcă de acolo și să o duci unde vrei tu. Eu pe aia am făcut-o. Deci acum eu cred că mai am una clasică de făcut. Deci ai făcut-o și pe aia, da? Ok. Vreau să văd și eu ce se întâmplă caz. Culmea că eu am luat o remorcă aia de acolo și am dus-o fix în Hanovra. Băi, așa ceva, eu am crezut că se pun două dintr-o lovitură, dar nu, s-a pus doar una. Astăzi l-avem alături de noi pe Adrian, Mutu. Am terminat încărcarea. Iar eu sunt micuțul. Băi, ce e asta, mă? Ia. Acum am observat. Opțiuni, configurare, butoane. Și avem aici, iată, pe undeva, clanson pneumatic. Gata. Înainte. Deci oricum, problema care o ai și tu, o am și eu, Andrew. Următoarea stradă, virați la dreapta. Stai mă că... Băi, dar de ce am dat joc în bar? Las-o așa. Nu încerca să înțelegeți ce am făcut. Da, așa spune. Așa spune că trebuie să iei una din fabrica de la Kron, Germany, bla bla bla, Verde, sau cum dracu se cheamă, Verde,
și să o duci oriunde, orice tip de încărcătură din fabrica aia. Orice tip, deci, apropo. Deci acolo nu spune că trebuie să faci neapărat cu, să o duci către ITC-urile astea sau ce dracu sunt ele. Ci doar să faci o cursă externă acolo. Hai că eu oricum mai fac o cursă clasică, dacă nu mi se pune mă duc acolo și dau cu pumnul masă. Fac scandal. Băi, pe unde dracu e intrarea acolo? Băi, pe unde dracu e intrarea acolo? Că eu văd remorca acolo, dar nu-mi dau seama pe unde pot să ajung acolo. Băi, cum dracu ajung eu acolo? Băi, ești nebun. Băi, dar nu văd nimica în oglinda aia. Taaai. Opa, că-l loveam aici, iată. Ok. Deci uitați-vă și voi. M-a pus GPS-ul pe aici, iată. Băi, nu m-a pus GPS-ul, ci am intrat eu ca prostul. GPS-ul mi-a zis dinainte să virez. Da, uite, vezi? A zis bine GPS. Eu n-am auzit. Uite aici, iată. Mamă, ce mișto arată. Bă, asta e remorcă de remorcă. Băi, la următoarea, nu la asta? Ba nu mă, băi, oglinda asta e enervantă să mor dacă te mint. Ok, acum o îndreptăm, precum e, a, atât, e perfectă, ia uitați-vă și voi în oglindă. Perfect, eu v-am zis că e perfect, e perfect. Ia să vedem bună tenis. N-am încercat să iau cursa de la Cron cel de jos, abar n-am, dar e aceeași firmă. Băi, deci, dacă e... Sincer, nici eu nu știu la care am luat, dar cred că am luat la cea de sus, că la cea de jos nu-ți dă voie. Dar dacă e, voi încerca. Voi încerca să iau de la cea de jos, uite că bine zici tu. E bine punctat. Da, știu că am trecut pe roșu. Dar am trecut-o cu ideea să termin cursa. La cea de sus, da, 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 că acum mă o să aminte că tot dădeam să virez dreapta și aia de sus e pe dreapta. Că am virat înainte, nu se deschideau porțile, mi-aduc aminte un pic. O, să treci, domnul Cosmin, să treci, să înflorești. Ia, ce primești dacă termini eventul? Niște accesorii de cabină, Sebastiane. Hai că m-am băgat pe banda la ăla fără să vreau. Hai că... A, stai. Hai să vedem cum arată. Trecem pe avare, așa. Ne băgăm pe ambele benzi. Băi, dar așa-i stă bine, rău de tot. Ia uite. Frumusețe, mă. Operă de artă. Lop, băi, zici că am curcubeu în interior. Ce dracu, mă. A, astea de jos sunt avarile și mi s-a prins și semnalizările de sus. Bine de știut, are 4 becuri în interior. Da, 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 mai este valabil, Denis. Până pe 20 și ceva, ziceau băiți. Până pe 27, ceva de genul. 7 curse, le faci repede. Da, și nu mi-a zis cum a fost prima voastră zi. De pe ce site am luat modul? Nu mai știu, sincer, Sergiu. Da, dacă scrie MP1, ETS2,
siguranță o să-l găsești. O, bună, Rogevis. Părăsiți autostradă. Dacă fac eventul, da. Da, l-am început pe multiplayer și îl termin pe single player. Mi se pare mult mai ok. O, domnul Edi, tot respectul. Poate să fie și de pe Steam. Sincer, nu știu de unde am MP1. Dar eu joc foarte mult pe versiunea galbenă. Cum adică versiunea galbenă de la mod? Că nu înțeleg. Fă-mă să pricep. Uuu, să... 12 luni! Modelul mai nou. Eu mai am o remorcă de dus și termin eventul. Toată lumea, Cristi, are probleme cu ultima cursă. Toată lumea îmi scrie cum termine eventul. Înțelegi? Culmea că și eu n-am terminat eventul. Tot o cursă mai am și o fac acum. Deci nici eu nu știu care e problema, de ce toată lumea nu termine eventul. Deci, Edi, să rămână, mulțumesc frumos pentru cele 12 luni, sper să rămânem parteneri mai departe, na, ce pot să-ți mai spun. Eu unul chiar îți mulțumesc frumos pentru loialitate și pentru apreciere, până la urmă, că bănuiesc că ai dat și un like. Tu n-ai avut probleme, nu, Edi? Acum văd și eu dacă am probleme. MP1. Mercedes MP1. Am dus până acum 3 remorci degeaba? Frână. M-am urcat pe frână complet, credeți-mă. Nu puteam să intru nici în depășire, nu puteam să fac nimica. Clătită, sunt bine. Te salut. Stai să mai iau o gură de cafea. Te salută, Edi. Ai dus până acum 3 remorși degeaba? Cum adică? Că nu înțeleg aici ta. Dar tu acum bei cafea. Dar tu acum observi clătită? Deci vă rog frumos, chat, cine e prezent aici, chat? Vă rog frumos, spuneți-i domnului Clătită cum îmi beau eu cafeaua, programul meu de cafea. Vă rog eu frumos. Mergeți înainte. Observi?
Băi, nici acum nu pot să-l depășesc. Băga mea și piciorul. Băi, de fiecare dată când mă apropii de individul ăsta, tot apare cineva, hai că mă bag pe banda cealaltă, că nu mai am răbdare cu tipul ăsta, nu mai fac nicio depășire în viața mea. Câți kilometri scrie sus? 500. Sau voi nu vedeți din cauza... Da, îmi cer mii de scuze. Uite, voi nu vedeți din cauza goalului. Eu am o bară sus, care îmi spun toate informații. O, te salut, Aline, te salut. Clătită, acum sincer, eu beau cafea în permanență. Deci eu când vin la calculator, sau mă pun la calculator, eu trebuie să am cafea. Înțelegi? Deci eu beau non-stop cafea. Cafea sau cola. Recunosc, ca și dependent în momentul de față. Când pic, asta e, n-ai ce să-i faci. Da, pe single player e de... Toate eventurile făcute de World of Tracks sunt concepute pentru single player. Nu vă cer, doar vă spun. World of Tracks-ul este al SCS-ului, să zicem așa. Și ei când au făcut toate eventurile, le-au făcut pentru single player. Pentru că dacă funcționează și pe trackers, mă pun foarte bine. Deci cam ai pățit și cu întrebările astea. Dar cum ai reușit să-l faci să meargă pe single player? Omule, e World of Tracks. World of Tracks. Jocul înainte era numai pe single player. S-au făcut eventuri de când mă știu eu. Așa că merge. Fără doar și poate. Deci merge impecabil de bine pe single player. Nu știu dacă funcționează la fel de bine și pe multiplayer. Ce bine am dat. Andrei, o să apară cu siguranță. Cei de la SCS au anunțat deja că lucrează la dânsul. Eu zic că e gata, făcut. I-au aruncat un spoiler acolo ca să ne țină în priză. Știi, ca să nu zică că n-au spus nimic din ceea ce fac ei acum. Dar din punctul meu de vedere, dacă mă crezi sau nu, e puțin. E puțin, frățiorul meu. E foarte puțin. Ar trebui să ne dea mai multe spoilere, că mai modifică Polonia, ceva de genul, adică să vină cu altceva. Că mai adaugă niște remorci. Băi, nu poți să vii la 3 luni, 4 luni cu un camion, atâta tot. Ai făcut un 3 luni de zile, dita mai compania, cu dita mai milioanele de copii de jocuri vândute. Pe bune, nu ține vrăjeala. Na, să spunem că a fost luna concediilor și o lună de zile toată lumea a fost la nisipurile de aur. Dar totuși, hai să nu... Te salută, driver, te salut. Băi, dar driver, de nu te-am mai văzut de foarte mult timp. Ce s-a întâmplat cu tine? Și uite, ai scris salutare simplu, fără ruj, fără nimic. E ceva ciudat la tine, nu știu. Încadrați-vă pe banda dreaptă. E un camion vechi. E un camion vechi, n-ai ce să-i ceri, na. Așa l-au gândit ei pe atunci. Pe atunci arăta criminal de bine, știi? Pentru GPS, păi, nu știu ce mod. Băi, de ăsta nu mai virează, băi, ești nebun? În România am voice de pe workshop. Nu-ți place interiorul? Pe bune? Eu mă aștept ca interiorul să fie cel mai frumos lucru posibil. Pentru că noi jucăm din interior. Eu am crezut că vorbești de Mercedes-ul acesta, scuze. Eu asta am crezut, că vorbești despre Mercedes-ul ăsta. Na, interiorul ăsta la vremea lui era cel mai șmecher, înțelegi? Acum nu poți să zici că e chiar urât. E altceva totuși, față de ce știm noi, e altceva, e mai vechi așa de felul lui. Dar ai pățit ceva între timp, Floriane? Sau doar relaxare, vacanță? Bagă-l pe Ceaurel ca GPS? Nu, fără supărare, dar nu-mi place. Eu am mai spus-o, de când a apărut. Nu e pe gustul meu.
Înțelegi? Deci nu, nu vreau să fie nimeni deranjat. Relaxare. Asta e bine. Cu atât mai bine. Știi ce zic? Adică foarte frumos. Și cum e vremea la Paule? Cum e la Hanovra? E bine? E mișto? Traficul e lejer? Că și eu mă îndrept acolo acum. E control ceva pe autostradă? M-aș aștepta la un tuning ceva mai detaliat pe Scania Streamline, să poți pui, să pui ceva plastic pe el. La Scania nu mai vezi tu tuning. Ăla a fost primul DLC de tuning. Deci din punctul meu de vedere nu cred că se mai întorc ei, băieții. Mi-aș dori foarte mult să greșesc, știi? Stai puțin, mă, am ceva cu vocea, nu mai merge. Deci referitor cu tuningul Griffin-ul, din punctul meu de vedere arată foarte bine. Nu, acum sincer, că ar mai trebui un pic retușat, da, mai sunt lucruri de adăugat. Dar nu cred că cei de la SCS se vor întoarce așa curând. Ei încă n-au apucat să scoată toate tuningurile posibile. Și asta nu din lene. Bănuiesc ca un calendar și îl respectă cu sfințenie. E un calendar creștin-ortodox, după cum se mișcă ei. Deci odată pe an scoate un DLC de tuning, odată pe an scoate o hartă, odată pe an scoate un DLC de remorcă, odată pe an, odată pe an. Deci, nu știu, zici că jurați ăștia, nu depășesc norma, zici? Eu înțeleg că e un calendar bine stabilit, dar totuși, mă, lucrează la privat, ar putea să mai schimbe calendarele. Știi, dacă lucreau la stat, da, ziceam, bă, au o normă, îi doare în cur, scuzați-mi limbajul. Dar lucrând la privat, mă mir. Deja ți-ai stricat GPS-ul ăla din mijloc? S-a ars. Clătită. S-a prăjit. Dacă vreți, îl vând. 200 de euro. E original. Te salut, Manu. Stoica. Da, categoric. Despre de la camionul acela am pornit discuția. De la Man. Din păcate, Manu... Nu că nu îmi doresc să apară, chiar îmi doresc să apară, dar de ce nu vorbește nimeni de Ford? De ce nu vorbește nimeni de Iveco? S-Way-ul? De Mercedes? Mie îmi plac manurile, dar mai sunt camioane de adăugat, credeți-mă. Na, asta e una în cele mai mari probleme, zic eu, din punctul meu de vedere, că SCS-ul nu își fac treaba cum ar trebui. Corect? Ford F-Max. Dacă îl știu pe Zai, nu știu cine e Zai. Te salutem. Acum îți dau bani unde ne întâlnim. Na, unde să ne întâlnim? Trimite banii prin Western, nu știu ce să zic. Întâi trimite banii, că mie că îmi dai țeapă. Te salut, Marius, te salut. Salutare, salutare și ție, Skinny Zell? S-am pronunțat corect numele? Joacă ETS2 și face episoade? Super tare. Și unde din Suceava?
O să apară cu siguranță, Floriane, dar când și cum nimeni nu știe. Din păcate. Asta e partea nasoală cu SCS-ul. Lucrează foarte greu. Kevin, vei cumpăra jocul zilele astea și vrei să jucăm împreună? Super tare. Nu te cred, nu te cred cu 16 like-uri, mai dă un refresh. George Enescu? Oh, super tare. Și eu tot din George Enescu. De unde ești din George Enescu? Capitolul 14, Pantelimon? Te salut, Agro. Da, categoric, blocul turn sau la blocurile cu 4 etaje. Că în spatele blocului e grădinița și după aceea generalul. După care ajungi la Albina sau liceul de informatică. Nu le știu după denumiri, crede-mă. Acum îți doar 10 like-uri. Mamă, deci clătită. Tu cred că vrei bătut. Dă refresh. Abdomnică, da, desigur că te rețin. Te rețin, Black. Sau Vlad. Na. Care este faza cu eventul? Păi trebuie să faci 7 curse pe contract externe. Toate trebuie să duc în aceeași destinație și primești niște accesorii de cabină. A, tu vorbești de careul de la zi garsonieri. Sau vorbești de următorul careu. Unde traful ăla sau e de gaz ceva acolo în mijlocul careului. Că mi-aduc aminte, na, că doar și eu sunt din Georginescu. Încadrați-vă pe banda. Dar nu de pe partea aia. Dacă am ceva mod cu cabina, adică la ce te referi? Hai mă, să-l depășim și pe ăsta. Stai puțin să mă așez și eu mai bine. Păi oricum acolo toate sunt careuri. Înțelegi? Este un bloc turn și după aceea începe careul de blocuri și după aceea un bloc turn, un careu de blocuri. Dacă nu mă șel, sunt 4 scări, nu? E în formă de ce careul? Eu așa mă amintesc. Parc mic pentru copii. S-o fi făcut nou acum, mai nou, în ultimii 2-3 ani, un parc acolo. Nu mi-amintesc să fi fost vreodată parc pe acolo pentru copii. Dar dacă mi-aduc bine aminte, e o zonă reamenajată, oricum, recent. Dar nu e oarecum parc, ci cred că e parc, dar e foarte mic, e pentru cei din zonă. Deci nu e ca și cum ai zice cel din Piața Mică, na? Locul de joacă. Greu de explicat. Da, înțeleg ce spui. Oricum, la toate toate blocurile de genul au câte un careu, numai că la altele au rămas spațiu verde. Sau au făcut parcări acolo în careul ăla. La voi s-a reamenajat, s-a făcut spațiu pentru joacă, pentru copii. Ăștia cu BMW-urile au voie să iau oameni gen la ocazie? Nu. Nu e de... Nu, din păcate cei cu BMW nu le este permis. N-au centuri pe spate omologate pentru taxi, înțelegi? Pentru regim Bolt. Și din cauza asta le este interzis.
E o glumă, măi, să nu ai în serios, Edi. Bună, Mario, cum se face eventul ăsta, jucând? Dar scrie, îți scrie, când intri în joc, vezi, ai bara sus și îți scrie exact ce ai de făcut, Mario. Eu îți dau țeapă? Nu, eu nu îți dau țeapă, eu îți vând GPS, uite. Vezi că se vede. E funcțional. Numai că e dat pe mod nocturn. E, la asta nu te-ai gândit. Mă bag pe Patreon că mi-am luat... Stai, mă bag pe Tracker că mi-am luat Patreon. 5 lei pe lună. Foarte tare. Foarte tare. O să le trimit mesaj și membrilor mei să intre pe live, că l-au cumpărat membru. Să nu piardă live. Fain cu 3 GPS-uri și oricum o iau aiurea, Narcis. N-ai văzut la început că m-am rătăcit. Nu găseam punctul de unde se iau remorca. Și acolo sus trebuia să pun cu GPS dashcam-ul, știi? Dar am renunțat. Nu l-am mai pus așa. Dar chiar, mă, stai puțin, că eu-l văd pe cineva aici, iată. Stai puțin. Că trebuie să le iau pe unul. Dar de ce să mă opresc? Că sunt pe single player, de te-am spanat. Ia să-i scriu eu la tipul ăsta. Trimite mesaj. Ia să vedem. Da, ok. Ai o mică mare întrebare. Oho, e nasoală treaba înseamnă. Ce filmează? Panou solar? Ceva de genul. Da, hai să mai vedem. Păi care e problema ta? Care ți-o fi numele, că nu știu să-l pronunț niciodată. Hai să vedem, ajung imediat acasă și intru, ok. Și trag la acela cu camera ca să nu zici că am parcă să trebuie să fie o cameră cât mai bună, nu? Da, eu am mai spus-o, trebuie să fie o cameră... nu neapărat Full HD, dar asta aș recomanda, să fie Full HD. Măcar să meargă în, cum se cheamă, în 720, în 30 FPS-uri. Înțelegi? Deci nu folosiți camere web de la laptopuri, chestii de genul, că nu merge. Deci nu încercați cu așa ceva. Băi, dar e tare ciudat, cum se cheamă, Mercedes-ul ăsta. Deci mă jur, din toate camioanele în care am jucat cu ăsta, mi se pare cel mai ciudat de condus. Parcă nu e a meu, mă. Te salut, te salut, Exizo. Încadrați-vă pe banda stângă. Băi, Exizo, uite de ce te-am chemat, că am o mare problemă. Tu ești cel mai vechi, în momentul de față, cel mai vechi membru al meu. De pe canalul de YouTube. Și n-ai mai intrat de mult timp și nu știam ce să te fac, să te mai țin ca membru sau să te dau afară. Că nu ești activ, uite, că băieții tocmai vorbeau de treaba asta, de membri și așa mai departe și m-am gândit, băi, ce face Exizo-a meu, că el e top, e number one, are anul de când n-am mai intrat pe live, dar el plătește în continuare. Și mi s-a părut normal să vin să te întreb.
să te chem, de fapt, și de drept, să te întreb, băi, ce se întâmplă cu viața ta? Păi tu o să iei în continuare. Deci voi nu știu dacă știți, dar Ancu Sebastian are 3 ani de membru. Dacă nu mă înșel, nu? Ai 3 ani și ceva? Te salut, Codrus, te salut. Și eu nu-l văd pe live-uri. Voi înțelegeți chestia asta? Eu nu-l văd deloc. Și eu mă gândesc că el plătește fără să-și dea seama. Băi, cum adică numai 24 de like-uri, mă? Băi, voi mă furați la like-uri. Mă jur, deci, care pune mâna și ia like-ul, pe cuvântul meu, să ia 4 la teză. Ce 4? 3? Pe cuvântul meu, nu mai furați din like-uri, mă. Nu furați din cutia milei. Vai. Pe urmă, pirați la dreapta. Oricum, Exizo, eu îți mulțumesc frumos, sincer. Deci chiar mulțumesc frumos pentru susținere. Necondiționată, să mor dacă nu. Tu și cu Adrian. Cu Adrian Mutu, deci pe cuvântul meu. Chiar ieri a mai intrat Adrian. Trei ani și 15 zile, fii atent, de membru. Da, să știi și tu, dacă ai intrat, cât timp mi-ai fost pe live-uri? 2 luni de zile? 3 luni? Hai că ai fost mai mult, ai fost vreo jumate de an. Ai fost cam jumate de an, că pe atunci venea și Andrei. Ce? Apropo, am dat de Andrei ce? Ca să știi. M-am întâlnit cu el, dar s-a făcut că nu mă vede, știi, pe alte live-uri. Și, na. Când am văzut că mă ignoră total, l-am lăsat în pace, nu i-am mai zis nimic, am zis că poate îl fac să simte prost sau... Mai stricam și live-ul altcuiva și am zis că nu, asta e. Da, pe bune. Da, m-a ignorat total, deci... Stătea cu spatele la mine când scria mesaj în chat. S-a făcut că nu mă știe. Na, dacă asta... Consideră el... Decizia eu respect și de atunci am zis gata, capul, na, dacă omul chiar asta dorește, nu mai. Eu am crezut că poate s-a întâmplat ceva cu el, dar nu, el e bine, sănătos. Tot, exact la fel, Andrei ce? Exact totul identic, deci n-a schimbat nimic. Nu că eu sunt mai nesimțit și zic în față. Deci el... Zilnic intră, aproape zilnic, când are timp intră pe YouTube, numai că nu mai vrea să-și facă de lucru cu oricine, înțelegi? Ajungeți la destinație. Na. Cu nesimțiți ca mine, ca tine. Păi, cred că acum mi-ai scris în privat. Ia să vedem. 6 din 7, uite mă, băi, nu... Băi, de ce nu mi s-a pus, măi? Deci nu vine a crede. Hai să vedem acum. Custom interior. Băi, să știi că ăsta chiar arată bine. Interiorul. Să știi că chiar arată bine, Luca. Nu pot să fac asta, Luca. În momentul de față, nu. Că nu știu, a cui e, deci înțelegi, eu doar îți spun părerea mea, chiar arată bine. Da, na, hai că până la urmă sunt niște poze, nu că folosesc eu așa ceva. Ok. Captură de display și de asta era vorba. De poze de la un interior.
Păi, e mișto chestia asta, chiar îmi place foarte mult. Și chestia asta de man. Chiar e super mișto. Da, chiar îmi place, sincer. E făcut mișto. Nu știu cum e cu parasolarul. Sper că n-are parasolarul lui propriu. Na. Ok, ne întoarcem înapoi în jocul nostru. Ultima cursă... Soe de la... Uite, de lângă Bremen, o remorcă Cron. Am făcut cursa aia. Tu vorbești de orașul Verle. Vertle. Am făcut cursa aia. Dar oricum mă teleportez acolo. Ia să vedem noi. Harta lumii. Bremen. Uite-l aici. Ta. Și parcă m-am dus la Osnabrück. Atunci. Dar o să merg la fabricuța asta altă. Uite, acolo trebuie să ajung. Stai puțin. Administrare camioane. Hai să schimbăm camionul, că ăsta nu mai îmi place. Da, eu sunt bine, sănătos. Am început noul an școlar. Na, m-am prezentat la ore. Un copil excepțional. Utilizați, că nu am ce să-i mai fac, că e deja modificat. Salut, acceptă pe Steam, mai o dată cursa de la World. De asta mă duc să fac încă o dată. Pentru că am făcut cursa de la World către, cum se cheamă, către Hanovra. Călătorie rapidă, hai să vedem, călătorie rapidă nu-mi dă voie la orele acolo, la Osnabrück. Ce-a zis, mă, că de ce nu mi-a dat voie? Manager garaje, afișare hartă. De ce nu mi-a dat voie să-mi folosesc călătorie rapidă, că am dat click așa de repede? Mi-ai trimis mai mult? A, stai că, da, înțeleg, 3 poze, numai că sunt câte 4 poze într-o poză. Succes în nouă la anul școlar. Tu ce mai spui? Cum e treaba la tine acolo? Sau nu poți să vorbești prea mult despre treaba asta? Pentru cei care nu știu, Sebastian, încă Sebastian este cadru militar. E plutonier major la forțele aeriene, cum se cheamă, maritime călare, știi? Deci e super șmecher gagiu. Nu, acum serios, e, v-am mai spus, face parte din garda de corp al regelui, e de la Marina Călare, știi? Căluț de mare. Căluț de mare. Și dacă vreți să știți, el e cel din spatele, deci dacă știți, dacă ați văzut episodul lui Shelly în armată, el trăgea din spate cu armă, numai ca Shelly să dea bine la filmare. Numai că la ultimul balon, na, i-a tremurat mâna de emoții că l-are pe Shelly lângă. Deci nu vă spun, deci e super tare. S-a defectat motorul, m-am jurat. De când ți-ai vindecat piciorul, mi s-a zis că nu mai dai pe la oameni, înțelegi? Cum ți-ai reparat piciorul, cum gata, ai dispărut. Ia uzi. Mă tank. Mm.
și dădeam țintele jos. Mi-a lăsat acolo detalii. Ah, gata, am observat. Mulțumesc frumos. Mii de mulțumiri, Luca. Ok, Luca. Exizo. Întrebarea mea e în felul următor. Ajungeai la Suceava? Dacă aveai piciorul... Ok? Ajungeai la granița aici atât? Erai detașat sau nu? N-aveai nicio treabă tu cu granițele. Și premium și tot? Stai puțin. Opțiuni, audio. Mi se pare că se aude prea puternic DAF-ul. Și volum sunete interior, volum radio. Uite atât. Gata. Baftă, baftă clătită. Baftă și ție. Da, dar vezi că l-a lăsat pe Adrian. El căuta cântăreț de formație. Înțelegi? Te-ai retras, ai mai scos ceva? Pe piață, un album? Hai că Adrian o să se uite la live-ul ăsta și o să vadă, o să afle de tine. Ia zi. Știi că Adrian a ajuns șofer pe camion acum. Înțelegi? Nu știu dacă mai ești la știri, dacă ai mai vorbit cu el, dar el e pe comunitate acum, gata. El o să fie noul Andrei C, ca să zic așa, știi? Șofer pe camion, vine pe aici și ne spune cum stă treaba. Noi ăștia care jucăm jocul, nu? Glumesc, îți dai seama. E un băiat de nota 10, oricum. Și asta nu datorită donațiilor și chestii de genul. Asta... Ia, e cu totul și cu totul o altă treabă. Eu spun așa ca și om, cum l-am cunoscut. Dar acum, sincer, ajungeai și pe aici, atât prin ceva cu batalionul, cu... Sau nu poți să spui, să vorbești despre treaba asta? Ai vorbit acum recent? Cam greu cu muzica? Nu e pentru tine, bănuiesc, nu? Dar ai încercat măcar. Băi, asta e de apreciat, știi? Că măcar ai vrut, ai încercat, ai văzut și te-ai convins. Până la urmă, știi? Nu toți, cum aș fi și eu. Și eu consider că nu, îmi place muzica foarte mult, dar n-am treabă eu să o cânt. Am ureche să o ascult și mulțumesc că pot să o ascult. La fel este și cu desenul, știi? Nu pentru toată lumea ai făcut desenul. Pictura. Părăsiți sensul giratoriu. Ai, mă, mortăciune. Uite, mă. N-am fost în Suceava? Băi, pe eu pe asta ți-l depășesc, mă, că nu mai am răbdare. Încadrați-vă pe banda stângă. Pe urmă tirați la stânga. Următoarea stradă, tirați la stânga. Dar ce spune acolo, mă? Punct 2. 100 de metri.
dreapta, următoarea stradă. Băi, era de bine sau era de rău ce a scris ăla acolo? Ajungeți la destinație. Stai că nu iau nicio cursă. Acum pot să iau cursă. Defecțiune motor, hai că e bine. Contracte externe. Uite, am către Hanovra, dar nu, nu mai au către Hanovra. O iau pe asta la urmă, către Hamburg. O, te salut, te salut, tot respectul, Tommy. Nu am avut timp să stau ca lumea pe ea și trebuie să caut beat și așa. Complicat la început, că nu aveam timp. Păi aveai timp. Aveai timp, dar tu erai cu 5M în cap. Acum pe bune, hai că știu și eu că aveai timp. Când ai stat acasă... Bănuiesc că l-ai terorizat pe Adrian. I-ai făcut capul calendar. Te salut, Daniele. Mamă, cât pavat. Băi, acum sincer, ei au pavat acolo? Așa o suprafață de mare? Băi, frate, ca să pavezi o suprafață așa de mare. Băi, nici de să pui. Băi, frate. Nu, adică eu mă gândesc în real life. Păi pe unde e traseu? Nu e pe acolo? Băi, deci cred că... Deci nu, frate, să stai în genunchi, să bați pavică cu pavică. Deci ferească-mă Dumnezeu, dar e mult, mă, mult de muncă. Tu îți dai seama? Apropo de toată treaba aia, de lider de mafie. Păi am auzit că tu ai furat mafia, mă. Că de fapt de drept mafia aia a fost a altcuiva și ei furat locul la ăla. Băi, e adevărat? Că tu ești hoț de ăsta, mafiot? 100 de oameni au lucrat acolo. Bănuiesc că la cât e de pavat, crede-mă. Acolo cu siguranță au lucrat sute de oameni. Dar ei spun că toată treaba aia e făcută exact ca în realitate, știi? De asta am făcut referire la pavajul ăla, că dacă e pavajul ăla e chiar ca în real life, acolo ferească Dumnezeu. Nici nu vreau să mă gândesc cât a costat să paveze toată treaba aia. Deci ești bine, Exizo. Asta e tot ce contează, omule. Da, uite, apropo, chiar am vrut să spun de Andrei, ceea ce am și făcut-o. Am vrut să-ți mai spun și de Adrian, dar bănuiam că încă mai păstrez legătura, vă sunați, vorbiți. Dar unde pot să vă clasamentul la mafii,
Exizo, că, na, știi cum e, că după război mulți lodori își apar, știi? Și vreau să știu și eu unde e topul ăla la mafiilor, că ai fost numărul 1. Nu, că băieții vineau și mi se plângeau, na. Înțelegi că am avut și eu pe doi băgați acolo la tine mafie și vineau și îmi spuneau că nu știi, că nu te pricepi, dar na. Na, că te cunosc eu pe tine, o să facă să meargă toată treaba, știi? Următoarea stradă, virați la stânga. Băi, până în momentul de față totul e ok, înțelegi? Toată lumea e bine, sănătoasă. Dar tu? Mai gagică? Am uitat cum o cheamă, că dacă era Andrei, știa numele, dar eu de unde naiba? N-am băgat la cap. Te-ai căsătorit? Acum nu mai e serverul? Dar tu, spune-mi despre tine, te-ai căsătorit? Ce ai mai făcut? Planuri? Ai cerut-o în căsătorie? V-ați despărțit? Habar n-am, zici ceva. Că totuși sunt curios, dacă tot am început să stăm de vorbă. Păi n-are cum să n-arăte bine, omule, că e făcut, cum se cheamă, de mine. Paint-ul pe el, înțelegi? Deci acum pe bune, tot paint-ul ăsta e făcut de mine. În fine, aici pe albul ăla, acolo e tuning-ul care a stricat toată treaba, că nu e făcut pentru tuning. Că nu există tuning, e un mod de tuning și din cauza asta se vede la grilaj acolo cu alb o porțiune. Dar așa, scuză-mă. Stăteam și gândeam noaptea roleplay-urile pe bure. Băi, cum să fac, mă, să nu mai moară motorul ăsta? Te salut, Ricon, te salut. Să repar camionul, nu? Dar nu merge cu fixul, asta vă spun din start. Nu e comandă cu fix aici, atâta. Să termine medicina și aia e? Dar cum, ea face medicină? Dar în ce an este? A, mă, ce faci? Intri în depășire sau nu intri în depășire? Că eu frânez deja. E în anul 6? Ah, dar e gata, mă. Ultimul an. Am înțeles acum. Și ce profil are? Nu, că parcă simt și eu o durere, știi? Dar să știu exact unde mă doare mai bine, știi? Așa încă nu pot să-mi dau seama. Pe ce profil e? Să știu, mă doare sus, jos, în gură, abar n-am, încă nu pot să-mi dau seama. Încă n-am localizat problema. Să nu zici că e pe ortopedie. Că rezultatele nu s-au văzut așa bine, înțelegi? Eu mă uit la tine, cum mergi într-un picior acum.
Dar chiar tu cu piciorul ce ai pățit? Ți-ai rupt un ligament sau ce naiba? De ai stat așa de mult? Ai stat vreo 3 luni, 4 luni acasă, dacă nu mă înșel. E mișto, Luca, e mișto poza cu în față cu numele. Super mișto, cum se vede. Te-a distrus interiorul la jur. Deci există, sper să trăiești tu momentul ăla când viitoarea ta nevastă te face în gură și te dă și pe spate, știi? Asta ți-am zis, e o vorbă care am aflat-o și eu de la un doctor stomatolog. Că te-am făcut în gură și te-am dat și pe spate. Ce mai vrei? Na, mai zic ceva. Ligamente încrucișate. Câți kilometri mai am? 35. Ai, mai, mai. Următoarea stradă, virați la stânga. Haide, stai că e roșu. Nu înțelegeam de ce stă tipul aici la semafor. Să trăiești, tati, să trăiești. Mulțumesc frumos, tati. Acum termin ultima cursă. Chiar vreau să văd dacă funcționează. Dacă nu, va trebui să caut răspunsuri. Păi și mie tot la cursa 7. Da, acum o termin. Mai am 2 km până la descărcare. Momentul adevărului urmează, da, corect. Următoarea stradă, virați la dreapta. Da, uite, există. Vezi pe cine am luat alături de mine? Doamne ajută, păi asta zic și eu. Următoarea stradă, virați la stânga. Ajungeți la destinație. Ok. N-ai ce comenta, păi nu mai. Aici chiar că n-ai ce comenta. Hai că acum vedem. Perfect, 240.
S-a înregistrat cursa și 6 din 7, frățiorii meu. 6 din 7, deci nu înțeleg nici eu unde e problema. Deci nu-mi vine a crede, băi, deci e ceva ce nu înțeleg nici eu. Deci din cele 7, deci una trebuie să o iei din fabrica Chrome Trailer any type from the Chrome Factory din Werle, Germany. Am fost acolo, am luat o remorcă, chiar am dus chiar remorcă Chrome, mai multe remorci Chrome, da? Deci orice tip poate să fie și aia și oriunde, ceea ce am și făcut-o și a fost peste 200 de km și nu s-a pus. Înainte de asta am făcut o cursă dintr-un oraș random către Hanovra la ITS. Am dus-o, nu s-a pus. Acum am făcut cursa asta altă, tot nu s-a pus. Până pe data de 25 e valabil eventul. Deci nici eu nu înțeleg de ce nu se pune. Ok, ok, există. Nici eu nu înțeleg unde e problema. Deci chiar nu înțeleg care e problema. Pe cuvântul meu. Chestia e că eu chiar stau în Hanover for real. Ok, deci suntem aici la fabrica Chrome, da? Am luat o cursă de acolo și am luat și încă o cursă de acolo, da? Mai mă duc o dată și o iau de aici, da? Stai să vedeți cât e din conjura, frățiorul meu. Chrome, da? Ok. Hai că mai încercăm o dată. Contracte externe. Eu consider că problema este numai de aici. Atât. Băi, dar de aici toate remorcile sunt cron sau nu cred. Nu cred că toate sunt cron.
Uite că ți-a răspuns Cristi. Și trebuie dusă la ITS. Am dus la ITS deja. Prima cursă care am făcut am dus-o. Dar uite, deci asta te poate duce în derută. Dar uite, deliver any cargo from anywhere. Deci anywhere, oriunde, nu neapărat acolo. Pe aia am dus-o deja, știi? Și de asta zic că trebuie să fac una de asta la altă, dacă nu. M-am uitat la unul de a explica cursa și arată de la Cron. Andrew, eu clar am făcut cursele alea către ITS, către Hanovra, dar aici îmi spune că trebuie să fac o cursă oriunde, cu orice remorcă, înțelegi? Eu asta încerc să fac, înțelegi? Cursa de la fabrica Cron din Werle către Hanovra, către ITS, am făcut-o deja. Aia am făcut-o, cursa de la 5 la 6, asta a fost. Și eu atunci chiar am întrebat pe chatoare, mi se pun două, pentru că o duc și la Hanovra și duc și cursa aia către, și de la fabrica Cron. Și am zis, bă, poate se dublează, cine știe. Bună, Gabriele, te salut. Dacă nu, mai fac încă o dată, de la Orle către Hanovra, nu e nicio problemă. Poate așa o fi, dar eu încerc și versiunea asta la altă care să o iau de oriunde, să o duc oriunde doresc eu, știi? Mai încerc o dată. Mai încerc o dată, ce am de făcut până la urmă? Doar cât poți să-mi ia ăștia 300 de kilometri? Un sfert de oră, 20 de minute? Că celălalt e de 250 de kilometri, dacă nu mă înșel. Ceva de genul, iarăși un sfert de oră. Nu-i bai. Că dacă e scot cu totul traficul și chiar nu mai am nicio problemă, înțelegi? O să merg gol, da? Uite că îl scot de pe acum traficul cineva. Ia să vedem. Trafic, uite. Zero, gata, uite. Și nu mai am nicio problemă cu traficul, cu nimica. O, Trică, te salut, te salut, Trică. Bine, ce mai faci, domnul meu? Trică, tu mai joci, cum se cheamă, Blood of Steel? Mă joc, mă pare că n-am mai jucat. Ok. Promod locație? Nu, 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 nu sunt pe DLC-uri. Nici măcar pe hărți modate. Nu mai pot să stau că trebuie să mă culc, că la 6 dimineața mă trezesc și la 6 jumate în stație. Nu e nicio problemă, Edi. Mulțumesc că ai trecut. Du-te la somn. Dacă ești distrus, format, te înțeleg perfect. Eu oricum mă trezesc la 7 dimineața și mă pun la 1-2 noapte. Baftă, Edi. Cum am pus-o pe Ioana ca GPS, mod din workshop, Sebe. Voice Romanian, GPS, ceva de genul. Romanian voice.
La mine casa am un steag mare al României și un steag mic al României cu stemă. Ok. Ok, Gabriel. Uite. Uite, am și eu un steag. Am și emblem, am tot ce îmi trebuie pe camion direct. Vrei să stăm de vorbă, Luca, după live? Stăm de vorbă. O, oh, Toxo, salutare! Încadrați-vă pe banda dreaptă. Pe urmă părăsiți autostradă. Părăsiți autostradă. Uite cum am 250 de km, nu mai am mult. Îi facem imediat. De acum nici nu mai vreau să pun piciorul pe frână. Bună, senzor, te salut! Da, au complicat eventul ăsta chiar aiurea, înțelegi? Din punctul meu de vedere, da, l-au complicat. Neapărat să mergi și aici, să mergi și în Hanover și... Nu putea să facă totul la Cron acolo. Să iei remorcile de la Cron sau să duci remorcile de la Cron oriunde. De la fabrica Cron. Eu zic că era suficient. Dacă punea ca locație fabrica de la Cron, eu zic că era mai mult decât suficient. Te salut, Mihai. Tomul mă scotea din sorite cu cotita vieții, știi? Da, e noul DAF. Uite, scaunele din piele, piele adevărat, uite. Vezi ce scaune mișto? Avem lemn, imitație lemn, avem de toate. Băi, avem și motorul defect. Ce face asta, mă? Dar știi cum e? Poți să te uiți, dar nu poți să pui mână. Înțelegi? Dacă mai am motorină așa de blu, păi Dumnezeu să merge dacă mai vezi ceva acolo. Stai puțin. 36% și... și atât. E suficient 36. La 200 de kilometri pe care mai am de făcut... Rumenian, am prea mult încă. Nu știu, tot am tendința să mă asigur, să mă uit în oglindă, chestii de genul, dar n-ar mai trebui, că oricum drumul e gol de acum. Am eliminat tot traficul. Am scos concurența. Te salută, Alexandru. Oricum, după, cum se cheamă, după cursa asta, dacă nu mi se pune, mai merg o dată în URL, mai fac o dată o cursă și schimb camionul. Mă întorc pe Volvo, gata, frățiorul meu, mă întorc înapoi pe Volvo. Ăsta e defect, n-am bani să repar, așa că mă duc pe alt camion.
Ia, aici trebuia să fie un pod sau ce? A venit apa și l-a luat? Uite, și acolo la fel, încă un pod. Și mai încolo iarăși încă un pod. Băi, dar câte poduri au fost pe aici? Sau spontoane? Ce naiba s-alea? Eric, salut, poți să mă ajuci pe mine cu Tracker Viev că nu prea merge? Adică, unde, ce probleme ai, Eric? Sau de ce nu-ți merge? Că nu înțeleg. O sută de kilometri mai am. Băi, ce rapid îi fac. Deci nici mie nu-mi vine a crede cât de repede se mișcă toată. Dar nimeni nu mi-a zis cum a fost prima zi de școală, mă. Nu prea sunteți mulțumiți. O, oh, salutare design. Cum a fost prima ta zi de școală design? Ia, povestește-ne. Te salută, Gamer Pro. Chiar sunt curios. Cum ți-a fost ziua? Ai fost în uniformă, tot frumos? Minunată? A, asta am vrut să aud. Ai purtat uniforma școlară? Mâine merg cu toată școala la grătar? Fai, numai școală nu faci tu acolo unde mergi tu. Te salut, Romeo, ai văzut multe boboace? Ușurel, băiatul meu, că boboacele alea nu se deschid pentru tine, că n-ai udat la ele. Păi să știi că asta am vrut să aud, design. Asta am vrut să aud. Mai fluturașii nu i-ați mai găsit din tinerețe, nu? Ăia au plecat de mult, fluturașii. Din păcate nu îi mai găsești, au murit, s-au ofilit. N-am apucat. Nu, serios, chiar nu știu, a postat deja cu The City? Că oricum știu că harta trebuie să fie una în cele mai șmechere. Oricum, Arias e șmecher rău de tot în editor. Crede-mă. Cunoaște editorul ca pe tatăl nostru. De unde am luat interiorul? Din workshop. Ce mod de sunet? Mod de sunet pentru DAF. Din workshop.
Odată l-am luat și s-a abonat la el și de acum se actualizează. Cele mai șmecheri lucruri, acum văd că sunt în workshop. Nu știu ce neba se întâmplă, dar chiar mă bucur. Cu workshop-ul ăsta e super tare. Am crezut că ești pe tracker, mă, până nu, 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 sunt pe single. Mi-am scos traficul ca să nu mai mă încurc, știi, cu el. Că dura foarte mult până ajungeam, înțelegi? Tot frânam, tot, mă bloca traficul. Și am zis, băi, cât timp fac eventul, scot traficul, când e să joc pe bune, îl adaug la loc. Dar dacă tot mă chinui cu eventul ăsta, cu o cursă, la ultima cursă, la a șaptea, l-am scos. Ok. Una mai am, gamer. Dar am tot făcut-o și nu mi se pune, știi? Și încerc acum mai multe tipuri de curse. Să văd de unde e problema. Opa. Oricum, după ce termin cursa asta, trebuie să îmi repar camionul ăsta. Deci după aceea mă trec pe Volvo. Da, am și Ford-ul. Hai să vedem și noi. Sincronizare progres, word of track. Băi, nu s-a pus, mă. Băi, nu s-a pus cursa, ești nebun, uite-te un pic, iarăși nu s-a pus. Deci hai că ne mai ducem o dată acolo. Da, stai, întâi și întâi hai să vedem catalogul vehicule, catalog camioane. Mai facem o dată în concursă. Stai puțin, mă. Administrare camioane, ce să mai mă complic? Unde avem Volvo? 29.000, uite-l. Și am făcut cu el 100.000, dar nu mi s-a pus, vedeți? Că am mai... ce hoție jocul ăsta. Am făcut pe trackers MP când am făcut 100.000 de kilometri. Dar ce problema e, gamer, de nu și mai revine? Hai să vedem cum porn. Ok. Lăsăm un pic să-și facă presiune, nu? Ok. Acum ne teleportăm și mai luăm o cursă. Dar luăm cursa exact acolo unde am discutat în Hanovra, din nou. Ok. Contracte externe. Uite. Am înțeles, am înțeles cu drop-ul, nasol. Aia chiar nu știu la ce naiba poate să fie la tine. Ia uziți-o. Te salut, Sorine, te salut. Hai că am dat-o aiurea, da, în fine. Lasă așa că nu vede nimeni. Corect, corect, Ianis, 209 km.
Acum mi-a apărat și mie. Mi-a apărat, auzi, mi-a apărut și mie. Îmi place meseria de tirist. Te salut, Petru. Următoarea stradă, virați la stânga. Tot dau să mă asigur, dar am uitat că n-am trafic. Încadrați-vă pe banda dreaptă, pe urmă mergeți înainte. Nu știu, și eu am aceeași problemă, Cristi. Cu a șaptea cursă și nu înțeleg nici eu unde e problema. Da, na, eu îi dau pe repede înainte, acum ăștia 200 de kilometri în 10 minute îi facem, zic eu. Nu durează mult. Și dacă nici cu asta nu merge, chiar sincer nu știu ce să-i mai fac. Adică chiar le-am încercat toate posibilitățile. Te salut, Eleven. Eleven, stai mă, că tu ești Seven, mă. De ce ți-a citit Eleven? Și de la care intrare am luat, Tommy? Ia uite-te un pic. Hai să le scriem la ăștia? Stai puțin că uite, Tommy a zis ceva că de la poarta 3. Și eu la care poartă am fost acolo? Tommy. Dar eu știu că am făcut-o odată, mă. Am făcut-o de la 5 la 6 cursa. De asta îți spun. Deci trebuie să o fac de 2 ori sau ce naiba? Că nu înțeleg. De o fac a 2 oară, nu e problemă. Dar măcar să știu. Trebuia să spună că o faci de două ori și aia e, știi? Deci mi s-a pus ca prima oară numai către Hanovra, nu s-a pus că am dus-o de la URL ăla. O, te salut, te salut, Nea Romeo. Nu e gata, că sunt la cursa 7-a care nu merge. Efectiv, nu știu cum să o fac. Încă îmi bag capul aici, iată, să văd unde e problema. Și Nea Romeo, cum a fost prima zi de școală? Tommy, cum a fost prima ta zi de școală astăzi? Ai avut tot ce trebuie, merinde, caiete, pixuri, uniforma.
Chiar azi s-a dat în școli laptele și cornul? Ce trebuie, bă. Bănuiesc clar că nu, că oricum autoritățile noastre niciodată nu sunt pregătite pentru nimic în lume. Totul ia pe nepregătite, la fel ca și prima ninsoare, ca orice. Primul val de căldură, primul. Nu se vede ce număr avea intrare? Trafic jale, vai. Mie spui că și peste tot în țară începe cu traficul. La noi în România e infernal. Oricum mai am 80 de kilometri și vedem, Tomi. Dacă nu, mai mă teleportez o dată acolo și mă uit pe cameră să văd ce poartă e. Dar ceea ce e ciudat este că am făcut o cursă de acolo, știi? Și s-a pus exact de pe poarta aia. Următoarea stradă, virați la stânga. Te salut, Boca. Ce nu merge? A șaptea cursă nu merge. Ultima. Nu mi se înregistrează, efectiv. Opa, că am lovit-o aici, atât. Aici am lovit-o de lene, ce mi-a fost mie să ridic piciorul pe accelerație, să pun o leacă de frână. Da, mă scuzați un moment. Am revenit, de fapt. Trebuie folosite noile remorci Cron? Da, acolo specifică că nu trebuie nicio remorcă, nu o Cron, nimica. Na, uite. Și la contracte externe nici nu poți să selectezi ce vrei tu, că ți le dă contractele externe. Despre ce vorbim noi aici? Adică trebuie să-mi iau remorca proprie sau ce naiba? Păi eu, din câte știu, eventul nu e condiționat de DLC. Acum e condiționat de DLC-ul Cron? Da, și dacă n-ai DLC-ul Cron, nu poți să faci eventul sau cum, adică? Încadrați-vă pe banda dreaptă. Păi tocmai de asta zici, știi? Că nu... N-are treabă. Părăsesc autostrada. Trebuie să pun frână? Băi, după cum se pare, nu e obligatoriu, e opțional chestia cu frânatul. Cred că aici trebuie să pun frână, nu? Băi, am lovit-o. Asta e, lasă că iasă la poliș. Mai am 13 km, nu mai pun frână. De se poate fără DLC. Dar, Romeo, tu ai terminat eventul? Da, l-ai terminat în prima zi. Mersi. Am rămas ultimul, codașul firmei. Să întreabă palme. Ia uite acolo. Câți kilometri am făcut? 101.100. Băi, nu vine a crede. 101.101.
Da, asta am citit și eu, că trebuie să fie oriunde, orice, știi? Și am făcut-o, am făcut-o de două ori pe live-ul ăsta. Două curse am făcut de acolo. Și l-am făcut oriunde, înțelegi? Cu orice fel de remorcă. Da, na, eu știu ce are. Acum am luat-o din cel mai nordic punct și o duc către Hanovra. Apropo, cursa asta eu am mai făcut-o odată, am mai spus-o. Am făcut-o a cincea cursă și mi s-a pus ca a șasea. Și de asta întreb, băi, cum adică? Eu asta am făcut-o, de ce să o mai fac încă o dată? Că nu specifică. Dar după cum se pare, eu când am făcut-o, am mers pe premisa că se pune de două ori. O dată că o duc în Hanovra și o dată că am luat-o de la Westle. Dar după cum se pare, s-a luat doar că am dus-o către Hanovra. Nu că am și preluat-o de la Westle ăla, sau cum dracu s-o fi pronunțând orașul. Și bănuiesc că aici o fi fost confuzia jocului. Am dus numai remorci cron, deci nu e problema. Plus că eu nu pot să, n-am opțiunea să bifez eu să fie remorca cron sau nu. Mi-o dă cei de la World of Truck. Înțelegi ce zic? Deci mie nu-mi dă voie să schimb remorca. Trebuie să faci 6 curse obligat fără remorcă cron? De eu știu fără ce. Eu am luat cursele și le-am dus către Hanovra. Dar eu am mai spus-o. Sigur s-a făcut confuzia când am dus-o la, cum se cheamă, la Hanovra, când am luat-o din Westley. S-a pus ca cursă normală. Nu s-a pus ca ultima cursă. Că acolo nu specifică, băi, vezi că ultima trebuie să o faci de la Westle. Poți să o faci oricând. Na, 6 din 7. Na, am făcut-o de două ori. Aceeași treabă și tot nu mi se pune. Deci când am început cursa, am luat o cursă din la Dracu în Paraznic și am dus-o către Hanover, da? După care am început să iau din Westley să le duc peste tot în lume. Tot nu se pune. Eu asta nu înțeleg. De ce se blochează aici atunci? Da, toate au fost mai lungi, vlăduți de 200 de kilometri, asta nu e o problemă. Dar am făcut... Romeo. Tocmai asta spun că am făcut-o. Da, asta am citit și eu, vlăduț. Da, na. Ce n-ai? Nu contează ce duc. Cât timp duc la ITC-ul ăla. Deci mie asta nu mi-a să deloc.
și nu știu unde greșesc. Dacă greșesc. Să-l mergi până la Wesley Cron cu camionul șofând și după o să-ți arăt o remorcă Cron pe care să o duci. Păi n-are cum, fratele meu. Că doar nu mă duc acolo și iau o remorcă așa iurea, nu? Ia să vedem. Stai puțin că-i dau abandonează, nu-i bai. Uite că mergem acolo unde ai zis tu. Deci de aici am luat. Apropo, Tommy, de aici am luat. Contracte externe. De asta n-am luat și n-am dus. Către ITS. Ceea ce e ciudat e că mi-arată 0 kg pe multe dintre ele. Păi am luat cursa de aici și nu mi s-a pus. Dar n-am dus-o către Hanovra, uite, și chestia asta. A, mă, cum mai încerc o dată, mă, firea dracu, dacă nu o fac de mea să sânge pe nas. Ce mai faci, Răzvan? Deci despre remorca asta zici tu că ai văzut-o la cineva, nu? Băi, la mine e goală, na. Următoarea stradă, virați la stânga. Cu 200 de metri, virați la dreapta. Următoarea stradă, virați la dreapta. Îți dă voie pe promod multiplayer cu moduri? Nu. Hai că nu e problemă de 200 de km încă 12 minute acolo sau cât naiba mea. Imediat o facem și pe asta. Uite, îi dăm rapid aici, te punem cu pilot automat și gata. Mai atingem doi parapeți, nu-i problemă. Important este să ne facem treaba.
Repară vericul, corect. Cu ce ți-ai făcut să-ți miște camera din joc, cu schimbarea capului? Cu, da, webcam-ul. Webcam-ul îmi detectează mișcarea capului și mi-o redă în joc. De peste 100 nu, nu e problemă. De mai mult de 90 oricum nu poți să-i dau, știi, și tu. Dar în fine, a fost o glumă, am înțeles acum. Am crezut că chiar vorbim pe bune acolo. Ceva de genul, merge ca un tracker, dar e un webcam de fapt și de drept. Webcam cu două programele. Am făcut același setări la web și nu se mișcă așa fluid, smooth. Poate știi de ce? Da, pentru că trebuie... Ionuț, tu de unde ai făcut setările? Setările le-ai făcut din tutorialul ăla, de la tipul ăla sau din tutorialul meu? Că eu n-am un tutorial, dar în fine, am avut unul. De setări doar. Diferența nu este deloc. Eu nu mi-am anulat unele mișcări, știi? Cum ar veni dacă îți leși capul pe o parte, să nu mi-o redea în joc. Dacă mă apropii de volan, înțelegi? Oblicul să nu mi-l detecteze. Deci am anulat multe chestii. Adică eu dacă dau să mă ridic, detectează, dar foarte puțin, știi? Nu face toată mișcarea. Dacă mă plec la fel, vezi? Nu mi-o redă toată mișcarea. De la tipul acela. Ok, Ionuț, o să-ți arăt și setările pe care le am eu, de fapt și de drept, care, na, eu consider că sunt pentru Eurotrack. El le avea pentru un, cum se cheamă, pentru simulator de avioane. Lui trebuia toată rotația capului, știi, să vadă în spate și așa mai departe. Pe când noi nu. La noi trebuie să fie mult mai lină mișcarea în cabină. Oricum nu vă faceți griji, băieți, cu mai mult 100 de kilometri, terminăm cursa imediat. Eu v-am zis, 2 timp și 3 mișcări, dacă stăm de vorbă, trece timpul și mai repede. Nici nu vă dați seama când am făcut cursele. 100 de kilometri deja mai am, uite, că mi-apare și pe GPS acolo semnul, vedeți? Acolo ar trebui să ajung, acolo ajungem imediat. Dacă vreți, putem să numărăm de la 100 până la 0 și ajungem la destinație. Păi mai am 90 de kilometri. Deci numărați de la 90 în jos. 98, auzi, de la 90 în jos și eu încep cu 98. Na. Începeți la 87, că acolo am ajuns. 84, 83, 82, 81, 80. Și acum încetiniți cu număratul, pentru că eu va trebui să reduc viteza. Și când reduc viteza, următoarea stradă, virați la stânga. Da, oricum, ca să știți pe unde am ajuns, am ajuns la 75, da? Mamă, ce m-a furat când am pișcat frâna. Am crezut că mă răstorn. Pe cuvânt. E gata eventul? Eu nu l-am terminat încă. Mai am o cursă cu care mă chinui de când am început live-ul. 2 ore am. Mamă, în 2 ore știi câte făceam? Fai. Făceam o cursă de 2500 de kilometri minim. Da, adunate 5 curse câte am făcut, uite că am făcut 1000. Băi, deci mă pricep, bă, să fac kilometri pe Traxbook. Te salut, Gabriele.
Niște accesorii de cabină, Răzvan. Ați mai numărat? Ia spuneți, la cât ați ajuns voi? Că eu sunt pe autostradă, încă n-am ajuns. A descărcat cineva înaintea mea? Te salut, te salut. Holograma aia mi-a plăcut, aia cu albastru, aia e mișto făcută. La 48 ai ajuns, tati? Nu, din păcate sunt la 32. Camionul ăsta merge mai rapid decât crezi. E Volvo. Eu cred că când ai numărat tu te gândeai la un la o Scania. Înțelegi? La Scania da, așa este. Bate pasul pe loc. Nu e așa, Boca? De asta vă zic, conduceți camioane, mă, nu conduceți prostii. S-au vândut-te pe Steam, corect. Hai că mai am 13 km. Stabilitate remorcă 100%, da, categoric, e umblat la stabilitate. Intrați în sensul giratoriu și părăsiți-l la a doua ieșire. Încadrați-vă pe banda stângă. Părăsiți sensul giratoriu. Trebuia două ore, foarte cunoscut. Știu, știu că am început eventul pe multiplayer și am renunțat. Am făcut două curse acolo și la a treia deja m-au aruncat de pe hartă băieții. Nu mai încăpeau de mine. Și am zis că nu mai fac eventul pe multiplayer, că e bajocul ce se întâmplă acolo. Încadrați-vă pe banda dreaptă. Pe urmă vă răsiți autostradă. Hai că mai am 7 km. Și cred că știu. Păi știu unde am atins-o de acum. Îți dai seama, numai azi am făcut 4 curse pe aici, atât. Pe când bagă umbrele în oglinzi, dar n-am nevoie de ele, că sunt muncătoare de PPS, Răzvane. Alea mai lipsesc, mai văd și umbre în oglinzi. Dă-le încolo de umbre. Te salut, Gabi. Corect, corect, Ionuț. Graba strică treaba, deci nu vă grăbiți niciodată, da? Încă o dată, nu faceți, nu faceți ce face Popa, faceți ce vă zice Popa, da? Deci faceți abstract de la ceea ce fac eu acum. Voi fiți regulamentar. Deci nu. Uite așa. Ajungeți la destinație. Gata, mă. Da, mă. S-a pus.
S-a pus 7 din 7, eveniment terminat. Deci eu v-am zis, vezi că se face destul de simplu. Eu nu știu ce v-ați complicat voi atâtea ore să-l faceți. Eu v-am zis din prima când mi-a ieșit. Mi-a ieșit din prima, mă, bă, eu chiar nu vă înțeleg pe voi. Vă plângeți așa că nu merge, că nu merge. Bă, a mers, ați văzut, am dovada vie. Două ore mâncați așa o cursă. Da. Ia să vedem, noi... Ok. Uite, ca să vezi setările din mapping și uite setările mele, da? Aici am bifat pe 90, am lăsat graficul să meargă la fel. Piciu e 180 cu 90, graficul la fel, la rol. Vezi? 180 și curbată. Asta, asta anulată. Aici, coborâtă complet jos. X-ul 20 cm cu 75 de cm, aici am schimbat 30 cu 75 graficul până aici, iată. Și la Z, uite, cum e schimbat, și aici 100 de cm cu 75 de cm. Na, cam astea sunt setările mele la, ce e ăsta, Open Track-ul, nu? Da, la Open Track. La celălalt, la Tracker iTrack, nu sunt setări. Aia, astea sunt setările pentru să se miște mai fluid și mai ok. Da, eu aici o să mă opresc, sincer, vreau să vă mulțumesc frumos tuturor că ați fost alături de mine. Eu sper să ne revedem și data următoare cu un următor live. Până atunci, tot cel bun, vă